Ne place să-i descoperim pe faimoșii din online și în offline. Iar astăzi suntem invitați la influencerița Gabriela Atanasov. Bună! Bună! Bine v-am găsit la mine acasă! Ce faci? Cum e la tine acasă? Tu ești o persoană plină de culoare. Vreau să știu dacă este așa și casa ta. Este extrem de colorată și e plină de buline cumva și de contraste cromatice și la fel ca și imaginea mea în online, cred că este inspirată de anii 60. De fapt, ne dorim foarte mult să aducem cât mai mult din zona mid-century modern la noi în casă ca design de interior. Da, în amenajarea casei te-ai implicat și tu sau ai luat legătura cu un designer de interior, cu un arhitect? Noi doi. Eu. Noi doi. Doar voi doi. Da. Da, Patrick a studiat ce ai studiat? Design de interior. Da, și deci noi nu am apucat să ne facem tot universul așa cum ne-am dorit de la început. Uite, chiar acum pot să vă spun că zona de bucătărie este, uite, chiar am eliberat toată bucătăria momentan pentru că ne dorim să schimbăm niște lucruri, știi? Am dorit să minimizăm bucătăria și să lărgim mai mult spațiul pentru că e open space, living-ul cu bucătăria. Înțeleg că uite, s-a făcut, așa arată-ne, arată-ne. Eu o să fac următoarea chestie, o să mă filmeze el, cred că perfect. E mai ușor așa. Da, perfect. Nu? Hai, prezintă-ne casa voastră. Să vă prezint casa. În primul rând, nu există niciun colț de 90 de grade, niciun unghi de 90 de grade. Deci toată casa are pereții rotunzi. Deci sunteți pe Feng Shui doi. Nu neapărat, cred că mai degrabă suntem curajoși, îndrăzneți și neconvențional, pentru că a fost destul de greu să adaptăm mobila pe care deja o aveam. Eram niște studenți când ne-am mutat aici, am luat creditul la bancă și așa mai departe și a fost greu să adaptăm, uite, bucătăria asta care nu e construită pentru un spațiu care are peretele pe semi-rotund, știi? Uh-huh. Asta s-a întâmplat cu 2 săptămâni înainte să nasc. Deci noi am intrat în casa asta, erau pereții la ciment, efectiv. Și în 2 săptămâni am dat cu primul var alb și parchet, primul pe care l-am găsit și pur și simplu ne-am mutat. Trebuie să spun că vreo jumătate de ani nici n-am avut canapea. Adică chiar le-am luat pe rând. E totul construit în 5 ani de când locuim aici. Și uite, acum după pandemie mi-am dorit să schimb peretele și am adus aici un strop de anii 60. Acum ne gândim să modificăm zona de bucătărie. Ce pot să vă mai spun? Acea piesă de mobilier este pictată de mine în balcon la un moment dat. Există foarte multă, cum să vă zic, culoare și nu ne e frică de culoare. Am avut peretele ăsta roșu acum vreo 2 luni. Deci, câte camere aveți? Avem 3 camere. Practic, când intri este open space, bucătăria și living-ul. E un balcon acolo care, în mod surprinzător, dă cumva către studioul vostru. Ne faci cu mâna! Aici este dormitorul nostru. Haideți să vă arăt. Asta e minunata mea plantă, strelitia, care a înflorit și a crescut mult de când am luat-o în pandemie. Trebuie să spun că am devenit obsedată, să am foarte multe plante, recunosc. Dacă observați aici, am draperie. Sunt în curs și de schimbat draperii. Deci suntem exact, ne-ați prins în schimbări. Ăsta este marele dulap. Evident că doar aici este sectorul Patrick și restul al meu, de sus până jos. Din câte puteți observa, soțul meu mai lucrează din când în când de acasă. Ăsta este patul nostru matrimonial. Și ați venit, adică vă veniți direct în toată intimitatea. Haideți să vă arăt camera copiilor. Dar înainte de camera copiilor, permiteți să vă arăt singurul lucru pe care l-aș lua dacă ar trebui mâine să plec din casă. Singurul. E masa asta. Este o masă din anii 60 pe care am găsit-o cu Patrick la un târg de vechituri, Marché Opus în Strasbourg, și am cărat-o cu noi, efectiv, până în România. E foarte frumoasă, da. Aici e camera copiilor. Haideți. În primul rând, piața centrală acum devine jungla urbană adusă aici.
Copiii mei, de fapt cel mai mare, că cea mai mică încă nu știe să spună tot ce vrea, iubește foarte mult ghepardii, leopardii și i-am adus aici felina principală. Poate pentru că are ascendent în leu, nu știu. Am renunțat la pătuțul mic și le-am construit ideea asta de pat suprapus, pentru că Eric tot venea să doarmă cu noi seara și de când dorm așa nu mai bine, că el doarme tot la etaj. Am gândit toată zona asta cu piese care să poată fi modulare, să putem să le vopsim ulterior după ce ei se apucă să deseneze pe mobilier. Toate pot fi suprapuse, modificate și mai departe. Adică, uitați, aici, de exemplu, sunt două suprapuse. Aici atelierul de Lego al Ufime, pentru că altfel Iris este peste toate piesele lui de Lego și e singurul lui loc unde nu îl ajunge. Aici le-am făcut un perete de tablă, pentru că am vrut să mă asigur că nu desenează pe pereți. Și le-am zis, uitați, perete, e tot al vostru, desenat cât vreți. Și ce pot să mă arăt? Asta e minunata Nina, păpușa lui Fimea, pe care o iubește foarte mult. Mie mi se pare că e o casă foarte, foarte ordonată și organizată pentru cei doi copii pe care îi aveți, adică... Da, e pentru ei, doar că trebuie să vezi cum atunci când ei se întorc și vin de la grădii, toată casa devine casa lor, de fapt. M-am liniștit. Da? Nu, am făcut orice că sunt la TV. Acum da, e de înțeles. Mulțumim tare mult că ne-ați primit în casa voastră, în intimitatea voastră. Să aveți jucăriile puse sub pat, așa, ordonate. Asta e singura variantă. Le ascund acolo și le scot din când în când. Așa fac și eu din când în când. Mulțumim mult! Vă pupăm cu drag! Vă mulțumesc! Pa, pa! Ciao!